Bună prieteni, sunt a voastră Beatrice Baiu sau simplu Betty de pe canalul de YouTube Sfaturi de Iubire. Astăzi vreau să îi ajut pe cei care au cunoscut pe cineva nou, au avut o serie de interacțiuni pozitive, persoana părea interesată, poate au existat și câteva întâlniri, poate chiar o vacanță, în orice caz lucrurile păreau că se leagă foarte bine, însă încet încet acest om a filat ușor comunicarea, a dispărut ca măgarul în ceață, tocmai când tu erai mai îndrăgostit sau mai îndrăgostită ca oricând. Această persoană, fie femeie, fie bărbat, nu mai curtează, nu mai inițiază, găsește tot felul de scuze pentru a nu mai veni la întâlniri, scrie răspunsuri tot mai inconsistente la mesaje sau și mai grav, nu îți răspunde zile sau chiar săptămâni întregi. Mesajul tău rămâne citit vreme îndelungată și chiar îți verifici telefonul să vezi, poate s-a stricat, poate e ceva în neregulă cu el, îl restartezi, verifici semnalul, constați, deci, că trăiești în așteptarea unui semn de viață de la acest om. Semn care, din păcate, nu mai vine. Mai întâi vom analiza posibilele motive pentru care persoana de care ești îndrăgostit și-a pierdut interesul, și apoi Îți voi da câteva modele de mesaje text care îți vor da cea mai mare șansă de a răsturna situația și de a reatrage acest om. Din toate cazurile de acest gen care mi-au fost aduse în atenție de-a lungul anilor, am tras concluzia că există un număr de motive clare pentru care cineva te curtează, te complimentează, îți arată atenție. Te scoate în oraș, te duce în vacanțe, pare foarte îndrăgostit, după care, puf, dispare ca măgarul în ceață. Tu analizezi, rumeci bine toate momentele petrecute împreună și crezi că e ceva ce ai zis, ori ceva ce nu ai zis, ceva ce ai făcut, or ce nu ai făcut. Crezi că tu ai alungat cumva acest om prin comportamentul tău sau chiar prin învățișarea ta. Eu te asigur că nu tu l-ai alungat. Ei bine, cu excepția cazului în care ești un disperat de nivelul 5. Acum probabil deja te întrebi un în ce de unde ai mai scos-o și pe asta? Expresia disperat de nivelul 5 a fost folosită într-o comedie americană cu referire la persoanele care se atașează extrem de rapid după prima sau a doua întâlnire, oameni care își declară prematur iubirea, sufocă cu atenție, își prezintă familia noului iubit sau noi iubite, începe să aducă chiar vorba despre căsătorie, este deci o persoană disperată care evident sperie. Sunt sigură că tu nu ai fost un disperat sau o disperată de nivelul 5, și deci motivele pentru care acest om a dispărut nu au legătură cu tine, ci sunt, după părerea mea, unul dintre următoarele. 1. Omul era un aventurier în serie. Adică, sunt anumiți oameni interesați doar de anumite segmente ale relației romantice, sunt interesați doar de faza de urmărire, de cucerire. Sunt dependenți de satisfacțiile pe care această fază le o dă. Este vorba despre satisfacția de a ști că a reușit să-ți câștige afecțiunea. A considerat că faza de urmărire a fost un succes și a primit recompensa în sensul că a reușit să te facă să te îndrăgostești și, prin urmare, nu mai vede niciun motiv pentru a continua. Își mută atenția către o altă persoană, respectiv către următoarea victimă. Nu voi vorbi foarte mult astăzi despre această categorie de oameni, dar promit să fac un video special doar pentru ei. 2. A descoperit că ai anumite bagaje ale vieții pe care nu dorește să le care. Este o realitate tristă, dar anumiți oameni sunt foarte superficiali și pragmatici și dacă ai copii ori alte obligații sau complicații, ești șomer, ai datorii, ești bolnav, ești în divorț, ei bine, unele persoane nu doresc să se înhame la așa ceva. 3. Există atracție, dar nu dorește să meargă mai departe, fiindcă a sesizat incompatibilități ale stilului de viață. Oamenii, în special cei trecuți de 35 de ani, găsesc foarte greu ajustarea la viața altcuiva. Și atunci, chiar dacă au fost multe lucruri la tine care i-au plăcut, sunt anumite aspecte pe care le consideră imposibil de acceptat. Îți voi da exemple. Să presupunem că tu ești un om care iubește animalele. Ai trei câini, trei pisici și un papagal. Nu toți oamenii sunt ok cu uh, stilul acesta de viață pentru că traiul cu animale este un stil de viață a fost doar un exemplu de incompatibilitate. Alte exemple ar fi acelea că aveți statuturi sociale diferite, preocupări diferite, ori sunteți îndepărtați ca locație. Deși sună superficial, totuși oamenii după o anumită vârstă caută persoane din breaz la lor, oameni cu un statut social asemănător, cu preocupări comune și care sunt apropiați geografic. Pe măsură ce înaintează în vârstă, oamenii sunt din ce în ce mai puțin dispuși să se ajusteze și dacă a estimat că ajustarea este prea greu de realizat, se retrage și optează pentru o persoană compatibilă din punctul său de vedere. Al patrulea motiv, mai există cineva. Este posibil că au oscilat tot timpul între tine și altcineva. Acest altcineva poate fi un fost, o fostă sau o persoană. Pe care a cunoscut-o în aceeași perioadă în care te-a cunoscut pe tine. Din păcate, așa cum vă spuneam, Piața Întâlnirilor este un spațiu concurențial acerb, ca orice altă piață. Știu că iubirea ar trebui să fie ceva sublim, dar oamenii nu sunt ființe sublime, sunt ființe imperfecte și pervertite. Ce e de făcut? Când te confrunți cu o persoană care a arătat interes, apoi se retrage, mulți oameni. Fac greșeala de a încerca să mărească investiția, de a arăta și mai mult interes, de a urmări și mai agresiv, de a face cadouri sau invitații din ce în ce mai extravagante. Mi s-a trimis chiar de curând un caz în care el, văzând că ea s-a retras, a început să facă tot felul de gesturi și propuneri extravagante, excursii la Paris, buchete de flori la ușa apartamentului, adică omul pierduse complet controlul. Ei bine, când persoana pe care o vrei constată că tu ți-ai pierdut controlul, simte nevoia de a se retrage și mai mult. O altă greșeală frecventă este aceea de a cere o încheiere, o explicație pentru care relația nu s-a concretizat. Deși am văzut chiar și la cei mai mari consilieri internaționali în relații, sfatul de a cere un feedback, ei bine, părerea mea este că a cere o explicație pentru care nu ai fost ales este tot o formă de atenție și tot o dovadă de pierderea controlului, o dovadă a dezechilibrului emoțional, arată nesiguranță de sine, arată stimă și valoare de sine scăzute. Deci, nu-i cere o explicație și nu mări investiția. Din contră, Rezolvarea este aceea de a deveni o provocare, ci nu de a deveni și mai disponibil. Dacă tu ai fi fost o provocare de la bun început, lucrurile ar fi fost cu totul altele. Majoritatea oamenilor iubesc provocările și dacă cineva simte că ești prea ușor disponibil, dacă vede că ești dispus să amâni toate planurile pentru a fi cu el sau ea, vede că îți schimbi activitățile. Te dai peste cap, construiești totul în jurul său. Acest om încheie vânătoarea considerând că nu mai există nicio provocare. Își pierde, deci, subit interesul. De aceea, am spus-o și cu alte ocazii, și ar trebui să rămână o lege pentru tine: Nu-ți fie teamă să fii o provocare, fie-ți teamă să fii preș de intrare. Nimeni nu va investi în preșul de la intrare. Lasă acest om să depună efort pentru a putea vedea în tine o valoare. Când oamenii depun efort în încercarea de a atrage pe cineva, odată ce trec peste provocare, îi așteaptă o mare recompensă, aceea de a reuși să facă persoana să se îndrăgostească. Dacă tu nu ai fost o provocare și ai făcut cadou pe tavă iubirea, acest om nu a simțit că a câștigat ceva. Cu cât cineva depune mai mult efort pentru a fi cu tine, cu atât te va respecta mai mult și va vedea în tine o valoare. Și nimeni nu renunță la o valoare, nici chiar un aventurier în serie. Îți promit că și aventurierii în serie își găsesc nașul la un moment dat. Ideea este să fie o provocare în mod natural, fără a depune efort. De aceea sfătuiesc oamenii să aibă în viață o pasiune, o misiune, să aibă o viață socială în afara persoanei de care sunt îndrăgostiți. Când ai o viață plină cu activități, cu pasiuni, cu oameni, când nu ai timp să obsedezi asupra cuiva, când ești greu disponibil, oricine dorește să facă parte din viața ta și să te smulgă mediului tău pentru a fi cu el sau cu ea. Iată, în continuare, ce să nu-i scrii și ce să-i scrii. Marea greșeală pe care am observat-o la cei care sugerează ce mesaje text să trimiți este aceea că impun un tip de abordare care nu stă în caracterul fiecărui om, și din această cauză, genul acela de dialog nu este sustenabil pe termen lung. Este vorba despre cei care te îndrumă să scrii mesaje spirituale, jocuri de cuvinte, glume, subtilități. Eu vă recomand niște mesaje text cu o dinamică de mijloc în care se pot încadra cât mai multe persoane. Românii au alt temperament și altă dinamică a conversației și nu vei putea lua niște mesaje dintr-o cultură pentru a le traduce și aplica unei alte culturi. Tu nu poți să-ți ieși din caracter și să faci pe clownul sau pe actorul de comedie toată viața pentru a menține interesul cuiva. Dacă acela nu este tipul tău de personalitate, nu-i poți scrie, deci, hei, Pământul către lună mai e cineva acolo, sau te-au răpit extratereștri, nu-i scrie nici mesaje disparate de genul, Am luat bilete la film, nu ai cum să refuzi. Vin să te iau astăzi de la serviciu. Sau te rog să-mi spui dacă te-am supărat cu ceva. Îmi cer scuze, te plac foarte mult, nu vreau să te pierd. Sau mesaje furioase de genul Chiar îți bați joc de mine, văd că ai citit mesajul meu, mă ignori, drept cine mă ei. Oricare mesaj de acest gen este greșit. În primul rând, dacă tu ai fost cel sau cea care a scris ultimul sau care a sunat ultimul, nu mai scrie un alt mesaj și nu suna tot tu. Lasă acest om să revină singur. Indiferent de motivul pentru care s-a retras, marea majoritatea a celor dispăruți vor reveni cu un mesaj dacă îi lași în pace. Așa că retrage-te și așteaptă. Când revine cu un mesaj, nu pune întrebări, ci exprimă-te ca și când știi sigur despre ce este vorba, nu vrei să te adrebi naiv. Deci nu îi scrie lucruri de genul, ești bine? Ai fost ocupat? Nicio o problemă, e de înțeles, oamenii trebuie să mai și muncească. Nu scrie deci astfel de lucruri. Unii oameni greșesc încercând să facă pe înțelegătorii. Ei cred că fac o impresie bună dacă se arată înțelegători. Cred că bunătatea lor va cuceri acest om neinteresat. Din păcate, așa cum spuneam, este în natura umană să dorim oamenii care sunt o provocare și să ocolim oamenii prea drăguți, prea ușor de obținut. Un alt tip greșit de reacție este lipsa reacției. Am văzut și sfaturi în care ți se spune să te faci că nu ai observat dispariția sa. Adică 10 zile te-ai ignorat și tu să te faci că e ok. Foarte greșit. De asemenea, văd adesea idei de mesaje care se termină cu: Dacă te răzgândești, sună-mă. Ceva de genul: Îmi pare rău că nu mai dorești să ne vedem, dacă te răzgândești, sună-mă. Este o idee foarte proastă să spui așa ceva, pentru că prin această formulare, practic, tu continui să nu fii o provocare. Continui să te arăți disponibil oricând acest om decide să te sune. Este foarte neatrăgător așa ceva. Iată ce să-i scrii. Când un om dispărut revine, cel mai adesea revine cu o scuză de genul Am fost foarte ocupat, și te asigură, tot de cele mai multe ori. Că încă e ocupat, fiindcă rolul revenirii cuiva în 90% din cazuri este nu pentru a te vedea, ci pentru a primi revalidare, ori pentru a se reasigura că încă mai ești în fan clubul său, dacă cumva dorește să-și umple programul cu tine. Practic, te consideră un fel de umplutură, una dintre multiplele sale opțiuni. Și tu trebuie, deci, să-l invalidezi și să nu-i întreții ideea că mai ești încă interesat, în condițiile în care dispare. Sau te ignoră, trebuie de grabă să devii o provocare. Prin urmare, trebuie să transmiți niște idei foarte clare. Ești dezamăgit, nu găsești atrăgător un astfel de comportament? Aici este foarte important acest aspect. Spunând cuiva că ceea ce face este neatrăgător, îl invalidezi și vei stârni în el dorința de a relua urmărirea. Ești ok dacă relația nu va mai continua. Prin asta îi arăți că nu este acesta tipul de tratament pe care ești dispus să-l accepti. Ei bine, nu-i poți furniza aceste idei în forma lor brută, cuvânt cu cuvânt. Îți voi da în continuare niște exemple de cum trebuie formulate aceste idei pentru un maxim de impact. Vei vedea că ideile trebuie exprimate voalat, ci nu prea fățiși. Trebuie să fii diplomat pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie să dai acestui om motive să recitească textul iar și iar, să-l analizeze, să-l interpreteze, să obsedeze asupra lui. Cu cât petrece mai mult cu textul scris de tine, cu atât ești mai avantajat pentru că mintea sa este ocupată în sfârșit cu tine și asta vrei. Deci vom exprima aceste idei la cel mai subtil mod posibil. În asta constă arta comunicării. Iată ce mesaje te sfătuiesc eu să-i scrii. Bună! Mă bucur că ești bine, emoticon cu față veselă. Chiar mă gândeam că ți s-a întâmplat ceva. Păream să avem o conexiune bună, după care ai dispărut brusc. Mă tem că nu prea apreciez asta. Apoi adaugi un emoticon cu față tristă. Să analizăm. Mai întâi par pozitiv îți exprim bucuria revenirii sale, te arăți un bun samaritan, spunându-i că ai fost îngrijorat de dispariția sa, îi plantezi apoi ideea că voi doi sunteți potriviți, după care îi arăți dezamăgirea față de felul în care s-a comportat și deci exprim faptul că nu ești ok cu un astfel de comportament. Așa scrie un om deștept care se respectă și care știe să umble la biochimia creierului cuiva. Alt exemplu, bună, smiley face, a trecut ceva vreme de când am primit ultima oară un semn de la tine. Ne-am simțit fantastic împreună, dar sincer, pe final, nu am găsit atrăgătoare lipsata de interes. Am anumite așteptări când vine vorba de relația cu bărbații, sau am anumite așteptări când vine vorba de relația cu femeile. Să analizăm acest text. Începi cu un zâmbet, apoi îi spui că ai constatat dispariția sa. Amintești că sunteți un cuplu potrivit, dar spui că dispariția sa a făcut să-ți scadă atracția față de el sau de ea. Practic, răstorni raportul de putere, fiindcă dacă până acum dispariția lui sau a ei îi dăduse putere în fața ta, tu spunându-i acum că ceea ce a făcut este neatrăgător, îi iei instant puterea și devii o provocare. Vei determina omul. Să reintre în faza de urmărire, de cucerire. Ai grijă însă să nu pierzi iarăși puterea și controlul, și să nu cumva să devii iarăși neatrăgător. Dau o serie de exemple de mesaje text și pentru alte situații de criză ale relațiilor romantice în cărțile mele. De aceea, este o idee bună ca înainte de a lua la revedere să-ți recomand câteva dintre aceste cărți. Este vorba despre bestsellerul meu intitulat Ce să faci, ce să spui și ce să scrii pentru a aduce înapoi pe cineva care te-a părăsit, în care explic pas cu pas tot ce ai de făcut, de spus și descris pentru a-ți putea reface relația cu fostul partener. Îți recomand și cartea mea intitulată Reușește azi, o lucrare care îți va reda stima de sine și încrederea în forțele proprii, va reforma complet modul în care ai abordat până acum viața și îți va da astfel șansa. De a-ți crea de astăzi un nou destin, de a răsturna orice situație nefavorabilă și de a o transforma într-o mare victorie. La finalul cărții există un cod QR al unor fișiere audio care însoțesc cartea. Îți recomand și cartea mea intitulată Ghidul de Supraviețuire după Despărțire, dedicat celor care doresc să treacă cu bine peste perioada de suferință creată de despărțirea de fostul partener. Găsiți toate aceste cărți în librările Cărturești din toată țara, dar le puteți comanda și online de pe cărturești.ro, atât din țară cât și din străinătate. De asemenea, le puteți descărca în variantă digitală chiar acum de pe etsy.com. Voi lăsa în descrierea acestui video și în primul comentariu linkurile de la care puteți comanda aceste cărți. Găsiți toate emisiunile mele și în varianta audio pe Spotify, las și acel link mai jos. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog să apeși chiar acum butonul like, abonează-te pentru că este gratuit și astfel vei putea fi notificat atunci când încarc un nou video. De asemenea, dacă dorești, poți distribui și altora acest conținut. Te felicit că ai ales să te instruiești, oamenii instruiți strălucesc și atrag